Bună seara, doamne, domnișoarelor, domnilor! Bun găsit! Azi în Brașov dedicăm emisiunea francofoniei, francofonilor, france poporului francez, dar mai îndepărtat, așa nu neapărat. Nu avem niciun francez în emisiune, îl avem pe Consulul Onorific al Republicii Franceze, la Brașov, domnul Ion Ciolacu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Uh, nu e ziua Franței acum, nu? Parcă era prin 14 cât... Iulie. Ia, mai a e până la ziua Franței. A Franției. rămas în aceeași dată. A rămas. Nu s-a schimbat nimic, nu? Dar e, francofonia este una și ziua Franței este alta. Uh, aniversăm francofonia la Brașov. S-a întâmplat lucrul ăsta pe 20... Fe mă, mă scuzați, era zic februarie, dar suntem în martie. 20 martie între 18 și 26 martie. De fapt, sunt o seamă de evenimente pe tema asta. Ce se întâmplă, de fapt, la Brașov? Uh. Într-adevăr, prima dată aș dori să vă mulțumesc pentru invitație. Noi vă mulțumim că ați acceptat invitația Cu mare azi. drag oricând. 20 martie este ziua internațională a francofoniei, dar în jurul acestei date se construiesc diferite evenimente pe perioada câtorva zile, mai exact spus o săptămână. Centrul Polul de Atenție al Organizării Francofoniei este la Alianța Franceză din Brașov, cu o colaborare strânsă din, punct de vedere al, din partea liceelor bilingve. Limba franceză. Cele mai bune trei licee bilingve din, din Brașov sunt Unirea, Meșotă și Șaguna, cu lectoratul Universitatea Transilvania, lectoratul de limba franceză și, bineînțeles, partea comunității susținută de sponsori și de partenerii economice Alianței Franceze din Brașov. Alianța Franceză, oprim un pic francofonia și vedem ce face Alianța Franceză, pentru că domnul Ion Ciolacu este și președinte al Alianței Franceze de la Brașov o organizație, aș zice eu, care deja am primit 25 de ani. Și împlinește. Este. Cum e? Am primit 25 de ani. Într-adevăr, Alianța Franceză, îmi face mare plăcere să pot vorbi puțin despre ea. Este practic prima organizație, să spunem așa, este un ONG categorii, dar care face parte dintr-o rețea la nivel mondial, cu sprijinul direct al Ministerului de Externe francez și al Ambasadei Franței la, la București. Am primit 25 de ani, deci de fapt 26 va face anul acesta. S-a da. înființat în 1991 și a fost, să spunem așa, un prim deschizător de drumuri al prezenței franceze și al francofoniei la Brașov. Da, eu mi amintesc că eram elev la Unirea în perioada respectivă și a fost un pic de efervescență, mai ales că noi aveam șase ore de franceză pe săptămână. Da? Nu e niciun regret aici din potrivă. Ne-am bucurat când am auzit de Alianța franceză. Aveam colegi care la momentul respectiv erau nelipsiți. Unde ești? Sunt la Alianța franceză. Ce să... De atunci sunteți în Alianța Franceză sau ați venit mai târziu? Nu, eu am venit puțin mai târziu, în anul 2004. Înainte, este o continuitate, să spunem așa, și aș dori să aduc un omagiu sincer tuturor celor care au contribuit la creare, la dezvoltare pe toată această durată de 25-26 de ani. Și este vorba atât de foștii președinți Alianței Franceze, membrilor comitetelor și ai tuturor profesorilor de limba franceză și implicit trebuie să subliniez parteneriatul pe care îl avem unic în România cu Biblioteca Județeană din Brașov, cărora le mulțumim pe această care. Suntem și aproape acum de ce să nu Da, o treceri de pietoni între bibliotecă așa și este, Alianță. Așa este. Așa este. Da, un sediu frumos, bine cunoscut brașovenilor, Casa Băiulescu, sediul Alianței franceze, foarte aproape de Biblioteca Județeană. Vin brașovenii la Alianță? Să știți că, de fapt, așa cum a spus dumneavoastră, francofonia era înainte de deschiderea Alianței Franceze. Și eu, ca și dumneavoastră, am învățat engleză și franceză la liceu, la facultate. Și, practic, deschiderea unei alianțe franceze după momentul 89 a fost extrem de binevenit. A fost într-o stare firească, naturală. Da, există, există un public iubitor de, de cultură, de limbă, de civilizație franceză. După care misiunea noastră este aceea și de a ne adresa, în primul și în primul rând, unei diversități. Deci este un loc de dezbatere, de idei, în care folosim limba franceză, dar folosim și limba română. Pentru că francofonia, de fapt, astăzi, de o manieră generală, reprezintă o punte de legătură și locul în care diferite culturi se întâlnesc și comunică mai mult ca niciodată în ziua de azi. Sunt foarte multe țări pe mapa mond în care limba franceză este folosită chiar mai des decât limba engleză, ceea ce este mare lucru. Într-adevăr, Organizația Internațională a Francofoniei are astăzi 83 de membri, 83 de țări care sunt fie membre cu drepturi de pline, fie sunt țări membri invitați. Care folosesc franceza fie ca limbă oficială, fie ca a doua limbă, fie ca o limbă vorbită, sau cu un, cu un loc aparte în, în, în societate. Există zone tradiționale și România a făcut parte din 1993, s-a înscris în Organizația Internațională a Francofoniei și a reprezentat un, un pas de deschidere și de acces către, către o, nu către o altă lume, dar o. O lume uh, puțin diferită în care se poate exprima, în care ne putem exprima cu toții și în care putem găsi diferite oportunități, atât personale cât și profesionale. Uh, de ce sau de unde uh, denumirea asta de consul onorific al uh, Republicii? Nu am auzit să mai existe, mai există alți consul onorifici la Vrașov, uh, al altor state? Da, mai există, mai există? Mai există doi colegi de-ai mei, uh, a Italiei și cred că a Iordaniei. Uite, o chestie pe care uh, cred că am auzit-o apropo de Italia, cu siguranță n-am auzit -o de Iordania. Deci, cu ocazia francofoniei. Uite, mai să... aflăm <laughs> Chelchișeus, ca să zic așa. Uh, de unde până unde, consul onorific? Uh, denumirea nu este, de fapt, nimic nou. Uh, este funcția de consul onorific, care nu este uh, strict uh, apanajul unei țări. Uh, face parte din convenția din 1963 de la Viena în ceea ce privește relațiile diplomatice și are, o, are niște elemente extrem de precise pe care atât țara trimițătoare cât și țara care îl primește trebuie să le respecte conform acestor cutume, cutume diplomatice. Exact. Cutume diplomatice care se fac de o manieră oficială. Este vorba de un decret al Denumire, un brevet se numește, oferit de Ministerul de Externe și, implicit, de Ambasada Franței, urmându-se cu eliberarea unui document care se numește Execuatur de Ministerul de Externe Român. Am înțeles. Complicat, diplomatic complicat. Ce face un consul onorific? Un consul onorific încearcă să-și reprezinte țara pe care o reprezintă în zona respectivă. Ar trebui să vă spun că. Domeniul meu de competență consulară se întide pe județul Brașov, Sibiu, Mureș, Covazna și Harghita. Mai am încă patru colegi consul onorifici în România, Constanța, Iași, Cluj și Timișoara, deci vedeți că acoperim oarecumva întreaga suprafață, întregul teritoriu. Așa cum v-am spus, reprezint interesele Franței la Brașov, bineînțeles sub autoritatea directă a excelențe sale domnului ambasador al Franței în România și al consulului. Sunt o punte de legătură, dacă vreți, între ceea ce înseamnă Franța și zona în care mă găsesc. Sunt onorat, sunt extrem de onorat să, să fac acest lucru, ținând cont de faptul că Brașov este orașul meu natal și încerc, dacă vreți, să aduc la aceeași masă o vală sau o pătrată sau o rotundă de cele mai multe ori, de preferat, Uh, ambele părți pentru a reprezenta o pudă de legătură în toate domeniile, atât consulare, respectiv uh, comunitatea, comunitatea franceză din, uh, din Brașov, uh, care este suficient de numeroasă, relativ numeroasă. Da, chiar e, chiar e un subiect în emisiunea noastră de astăzi. Câți francezi sunt la Brașov, cetățeni ai statului francez? Uh, înregistrați, vă spun înregistrați pentru că ei se înregistrează la, la consulat. Este vorba de aproximativ 230 de persoane numărul lor este, îl estimăm ceva mai ridicat, pentru că înregistrarea nu este obligatorie. Pe de altă parte... Probabil că sunt și unii care nu stau permanent. Așa este, aveți dreptate. Da. Nu ținem cont, bineînțeles, de turiști, de studenți, de cei care vin. Ca să continui la, cu răspunsul la întrebarea dumneavoastră, deci pe lângă această parte strict consulară, în fișa postului, dacă pot să o numesc așa, Întrețin o relație din partea ambasadei cu autoritățile publice locale și cu această ocazie doresc să mulțumesc sincer pentru întreaga disponibilitate și sprijin pe care mi l-a oferit de 5 ani de zile, de când sunt consul norific al franței la Brașov. Și implicit... Se întâmplă asta în toate județele pe care le aveți, aici, nu neapărat în subordine, că poate sună ciudat, dar în aria de competență. Să știți că da. Să știți că da, din acest punct de vedere colaborarea este exemplară, deschiderea este, este totală și să știți că este o adevărată plăcere să, 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 să colaborăm de o manieră, cred eu, sper eu, în tot cazul, fructuoasă, pentru că important este ce se vede ulterior după, mă rog, să spunem, o activitate de genul acesta. Implicit, zona de colaborare pe partea educațională, universitară economică, bineînțeles, socială, culturală. Deci colaborarea, deci Franța este prezentă la Brașov și în regiune extrem de bine așezat, echilibrat și foarte, foarte, foarte diversificat. Am înțeles. Haideți să ne întoarcem la cetățenii francezi, pentru că am o curiozitate. Ce fac oamenii ăștia 230 pe care îi aveți în catastiv? Ce fac ei la Brașov? Lucruri bune. Lucruri foarte bune. <laughs> Întrebarea Ardeleanului. Lucru? <laughs> Aș putea Lucrează, să spune nu? că da O mare parte dintre ei sunt De fapt sunt câteva Categorii mari Bineînțeles că este particularități, dar câteva categorii mari Sunt cei care Sunt expatriați, care vin pe mă rog, Anumite perioade determinate Câțiva ani de zile Și vin în general cu familiile Sunt cei care s-au instalat Și și-au Mă rog Și-au creat anumite afaceri, business-uri Personale și locuiesc de o manieră permanentă sau sunt între un dute vin între România și Franța. Sunt foarte multe cupluri, foarte multe. Sunt cupluri mixte, căsătoriți și implicit care își duc o viață aici cu copii. Și mai sunt și pensionari. România devine oarecum, dacă aș putea să spun, puțin la modă datorită unui, unui nivel de, de viață bun la un raport calitate-preț excelent. Și atunci sunt pensionari care vin și se instalează în Brașov și nu împrejurim. Da, pentru că viața... Acum și noi am putea să ne instalăm. Noi, pensionarii români, ar putea să ne instaleze în niște țări din lumea asta unde cu o pensie românească se poate trăi uh, decent, să zicem. Nu uh, extravagant, dar decent. Uh, același lucru se întâmplă, știți cum e, cam de la stânga la dreapta, așa pe eșichierul ăsta, pe mapa mond francezii, nemții de ce nu britanici, dar ei mai e puțin. puțin francezii, nemții se uită către România avem și foarte mulți nemți care își duc viața aici după ce au ieșit la pensie și au terminat ce aveau de făcut în Germania, unii sunt foști cetățeni români care i după Revoluție sau înainte care au avut șansa asta, au plecat în Germania acum se întorc să-și trăiască bătrânețile aici spunem noi pe românește de ce n-ar face și, și, francezii până la urmă? Dar clasa muncitoare, ca să folosim așa un termen, da, este mai prezentă între cei 230. Nu? Sunt oameni care muncesc la Brașov, au venit pentru businessuri care le aparțin, businessuri care nu le aparțin, lucrează pentru companii franțuzești. O să ajungem și la capitolul ăsta, investiții franțuzești la Brașov. Sunt. Uh, da, uh... Întrebarea dumneavoastră este dacă sunt în investiții. Da, mai mult nu, dacă sunt mai mulți cei care muncesc. Uh, cred că aveți. toți muncesc. Toți muncesc. Cu excepția pensionarilor. Exact. Poate și pensionarii pot munci. Uh, da, după, după cum v-am spus, cred că este vorba de cei care și -au, au întreprinderile lor, sunt proprietarii întreprinderilor, uh, expatriați sunt destul de mulți, cei care sunt trimiși pe o perioadă de câțiva ani de zile pentru a lucra aici. Uh, și, într-adevăr, uh, cei în familii mixte sau, uh, sau pensionari. Uh, studenți, uh, sunt destul de mulți studenți și uh, există un trafic, un trafic un, cu ghilimele de rigoare, o, un număr extrem de mare, de, extrem de mare, important de francezi, care vin în perioada, în mod deosebit în perioada verii, uh, în concediu, care sunt mai puțin vizibili, dar uh, îi auzim și -i vedem în oraș. Da, aveți surprize din când în când să auziți în stânga-dreapta vorbindu-se limba franceză, și să nu fie oameni pe care îi cunoașteți? Foarte des, și vă mai spun ceva, să știți că de multe ori mă întâlnesc cu persoane care vin pentru diferite probleme administrative, și îmi spun că sunt de 10 ani în Brașov pe care nu-i cunosc. Deci, de asta vă spun, registrul consular este acela în care oamenii se înscriu de bunăvoie. Dar care nu este obligatoriu Deci în permanență descoperim De asta vă spun că numărul este mult mai mare Decât, decât cel pe care vi l-am dat Da, ăsta e un lucru bun pentru noi, pentru brașoveni Schimbul ăsta cultural Ne mai putem educa în anumite privințe Unde să zicem că mai avem lacune Față de francezi, față de nemți Care, să zicem, sunt mai civilizați La anumite capitole, evident cum ar fi parcarea sau chestii de astea mărunte la prima vedere, da? Dar noi când ajungem în Franța, am observat un lucru. În Franța, dau exemplu Franța pentru că sunteți dumneavoastră de față. Noi când ajungem în Franța, noi românii suntem extrem de corecți. Parcăm exact unde trebuie, facem lucrurile exact cum scrie la carte, carte pe care am putea să o aplicăm și aici în România. Nu știu cum se face, că aici nu reușim să facem lucrul ăsta. Nu, nu -mi scapă mie ceva. Mai avem câte ceva de învățat, nu? Cred că la Brașov spiritul civic este totuși extrem de dezvoltat. Sunteți noastră foarte drăguți și amabil, dar nu sunt chiar toți așa cum ar trebui. Da, haideți să trecem la investiții. Investiții uh, străine, să zicem, atrase la Brașov, uh, cifre mari de afaceri în 2015, uh, peste 20 de miliarde de lei, 12 miliarde vin de la nemți, Nemții au uh, plecat o parte de aici, s-au întors o parte aici și investițiile astea i-au urmat. Franța 1,6 miliarde de lei. Diferența mare între Germania și Franța, dar totuși Franța este pe locul 2. Mai avem investiții din Cipru, astea ar fi offshore dacă mă întrebați pe mine, Olanda, Marea Britanie, Elveția chiar, Austria. Deci sunt niște investiții străine la nivelul județului Brașov, dar francezii sunt pe locul 2. Prezența, prezența economică franceză, să știți că la nivel, la nivel național, este, după cum v-am spus, extrem de, extrem de echilibrată și atinge aproape toate domeniile de activitate. În ceea ce privește, ca paranteză, ceea ce poate nu se spune suficient, întreprinderile franceze cu capital francez, bineînțeles. Deci, fapt, întreprindere românești cu capital francez este bine de menționat, pentru că toate sunt întreprinderi românești, produc cam aproximativ 15% din pib României. Și peste 150.000 de locuri de muncă. Este, este impresionant, spun eu. În Brașov, cred că suntem de ceva de zile, cum a spus dumneavoastră, pe locul 2, și destul de bine prezenți. La fel, aproape, sau divers, Prezența franceză e diversificată. Uh, am observat recent că sunt uh, câteva investiții care s-au făcut uh, în diferite domenii de activitate, și cred că proiectele actuale care sunt în curs uh, sunt pe drumul cel bun. Da, uh, eu aș pune în balanță lucrurile aici, uh, fără să existe nimic uh, în spatele vorbelor mele. Uh, atât uh, investitorii germani cât și uh, investitorii uh, francezi au atras, după sosirea lor uh, în România, pe lângă ce au investit? Și este foarte ok locuri de muncă, cum spuneți dumneavoastră, probabil cele mai multe sunt la Daci, mă gândesc. Dar dincolo de asta au venit și o sumedenie de supermarketuri și hipermarketuri nemțești și franțuzești. Mie mi se pare că franțuzești sunt mai multe. Dacă s-ar putea să-mi scape mie ceva, n-am o statistică foarte, foarte exactă. Le cunoaștem după nume, știm care se pronunță mai bine și mai ușor în limba franceză, știm care se pronunță uh, mai ușor în limba germană. Și uh, mi se pare că au atins într-adevăr, așa cum spuneți dumneavoastră, cam toți polii aia pe care trebuiau uh, să-i atingă. Și uh, de investiții, dar și pe partea asta de retail. Da, există, putem să spunem, iată, industria auto, industria aeronautică, la Brașov avem, fără să dau nume, deși nu este niciun fel de problemă, avem centrul comercial Coresi, care este o investiție exemplară, zic eu, în regiune și care continuă. Avem un domeniu bancar, bineînțeles, BRD Societe General, avem un domeniu de retail, Oșan Carfun, mai nou Leroy Merlin, pe zona de asigurări, grupama, pe zona de ciment, bineînțeles, la farj, întreprinderea total, întreprinderea Ucinson, zona de cauciucuri. Deci varietatea pe zona de, de, de scule de mână, fostul IUS, actualul MOB, pe zona de, de textile, deci există Aveți ne ați spus lucruri chiar mai multe decât am bănuit așa în timp ce deschideam subiectul, analizam lucrurile, într-adevăr, sunt mult mai multe decât ne am imaginat deci, noi. Deci bine, bineînțeles zona de aeronautică Airbus Helicopter care este într-adevăr un grup franco-german, dar are o componentă franceză importantă la Brașov. Mai ales că se spune Airbus, nu Airbus. Adică se spune, <laughs> se spune acum dacă, ce dacă tot facem suntem în ziua francofoniei se spune Airbus. Airbus. De ce, de ce ar putea fi erbas, când ar putea să fie herbius. Da, 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 De la, de la origine. Dar de la avem origine. de multe ori tendința de a angliciza multe cuvinte care nu... Ăștia suntem noi românii, mai facem niște lucruri. Nu, uh, francezul nu -o, o să zică niciodată MC Hammer, o să zică mereu MC-a <laughs> Da. Francezii sunt un pic mai restrictivi la capitolul ăsta, corect? Mai atenți. Mai restrictivi. Nu vor să-și însușească uh, orice pronunție... Nu... Uh, aș putea să spun da și nu în același timp. Nu e pentru a justifica anumite lucruri, dar cred la un moment dat că am să vă dau un exemplu ca să, dacă îmi permite să zâmbim puțin. Sigur că da. Am fost acum o săptămână la restaurant și am cerut o salată pe care doream să o împart cu soția și domnișoara care m-a servit m-a întrebat dacă șeruiesc salata. Și am spus, domnișoară, a cu mare drag, dar astăzi am venit să mănânc o salată împreună cu soția mea. Am făcut o glumă, mi-am permis -o să o fac în emisiunea dumneavoastră, ca să vă spun că eu cred că este bine, inclusiv pentru noi românii, să ne utilizăm cuvintele în vocabular atunci când le avem. În momentul în care nu avem, putem face apel la neologisme. Da, asta apropo de uh, extrapolând un pic afacereza aia pe care o vorbim noi uh, uh, în afara orelor de televiziune. Uh, și care este plină de termeni în limba engleză împrumutați, evident, și în limba franceză, pentru că au fost inventați cumva în America, în Marea Britanie și așa mai departe. Așa cum sunt cu siguranță și termeni pe care îi stâlcim, deși vin din limba franceză, noi îi stâlcim și transformăm. Am transformat noi românii de-a lungul timpului destule cuvinte din limba franceză, pentru că au fost copiii ăștia de boieri se duceau și ei să studieze, o să studieze la Paris, la era orașul luminii sau luminilor, da? Ei, avem acum cravat, batist și mai 38% sunt... din, din vocabularul român românesc la acest moment provine direct sau indirect sub formă de analogisme, bineînțeles, din limba franceză. Ei, uite, este, astfel. este enorm de mult. Da. Totul a plecat de acolo. Acum nu era să zicem la Batistă na suflete, cum s-a propus la un moment dat. Nu e nicio glumă, să știți. La un moment dat, niște oameni de vază, pentru care avem tot respectul, evident, au zis, să schimbăm cuvintele astea care vin din limba franceză, să le mai facem, în loc de cravată, să zicem gât legă. Să știți că mă, legău, am, învățat, am auzit asta. Da, am auzit-o ar... eu la școală și n da. suflete în loc de batistă. Da. Ei, acum chiar -a suflete era o idee. Da. Și gât legău mie îmi suna suspânzurătoare, așa, nu știu cum. Uh, trebuie să ne însușim lucrurile frumoase până la urmă. Dacă noi România am fi reușit să învățăm doar lucruri frumoase din vestul Europei, eu cred că România după atâția ani de la Revoluție ar fi arătat altfel. Dar ne-am însușit mai mult lucrurile... Timpul nu este pierdut. Sunt convins. Și aici probabil că intervin și organizații cum e Alianța Franceză, care vin cu un aport cultural impresionant. Da, aveți dreptate. Eu pot vorbi despre Alianța Franceză, dar sunt și alte, și alte centre culturale în Brașov, demne de tot respectul. Inclusiv care, Musashino, avem și un centru care japonez, nu? Cu care colaborăm extrem de bine. Și în general să știți că, în ciuda ceea ce poate părea o concurență, lucrurile de fapt se completează. Se completează și schimburile, schimburile, sunt întotdeauna cele mai bune. Și face la un moment dat, sau aceste schimburi fac la un moment dat această varietate, reușește să aducă de fapt Brașovul pe poziția pe care o merită și pe care a avut-o întotdeauna, acela de un oraș dezvoltat, civilizat, curat, multicultural, european. Fără autostradă și fără aeroport. Nu vorbiți că ăștia de la Air France se implice aici. Știu că acum sunt, e dublu Air France KLM. LM. Dar uite, au și olandezii niște investiții aici la Brașov. 1,1 miliarde de lei. Mă rog, Franța 1,6. Mă gândeam așa, nu ar putea fi, să zic că Air France KLM, LM, facem noi aeroportul Vreau să revin puțin la investițiile partenerilor la Să știți că de multe ori, nu numai societățile franceze, dar eu pot vorbi pentru ele, unele dintre ele, unele chiar foarte mari, pe care nu le voi numi, capitalul provine din Olanda. Deci, la un moment dat, această. Europa. Investițiile sunt, de fapt, mult mai ridicate decât valoarea pe care o vedem. În ceea ce privește autostrada și aeroportul, eu pot spune atât că, în condițiile în care reprezentanții autorităților publice locale consideră că parteneri francezi ar putea fi interesat sau a rezistat o rapidă colaborare, sunt la dispoziția dumnealor pentru a-i însoți pentru un prim contact eventual la ambasadă pentru a încerca să, 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 construim ceva. Da, ăsta e un lucru frumos. Eu foc să doar o paranteză, pentru că până la urmă, din punctul meu de vedere, ne asta spuneți frumos, e un oraș frumos, Brașov, un oraș civilizat, în care merită să trăiești cu un nivel al vieții extraordinar de bun. Suntem pe primul loc în țară sau pe locul 2, suntem la bătaie acolo cu Clujul. La nivel european, iarăși încet, încet suntem recunoscuți ca un oraș în care se poate trăi frumos. Treaba este că ne lipsesc totuși niște lucruri, deși orașul în sine arată bine. Nu cred că ar fi rău să avem autostrada asta. Acum nu vreau să trag pe nimeni de mâne, că sunt miniștri care au zis că se mută în cort și așa mai departe până se termină autostrada. Am, sau s-au mutat, n-am auzit. La fel se luptă mult pentru aeroportul ăsta, să sperăm că o să-l avem până la urmă. Gândiți-vă numai ce ar fi și sunt convins că și dumneavoastră dacă vă mișcați mai mult pe distanța asta Brașov-Paris, să zicem, ce ar fi să vă puteți urca într-un avion la Brașov și să vă duceți la Paris? Este într-adevăr un... Sunt două proiecte majore care cu siguranță se vor, se vor face, dar putem spune, nu cred că putem spune că este un handicap, dar Brașov ar putea decola cu o viteză mărită în condițiile în care infrastructura, dar nu numai Brașov, este vorba de orice oraș la un moment dat, momentul în care infrastructura este cea pe care cred că ne dorim de fapt cu toții. Da, gândiți-vă totuși că suntem un oraș în centrul României, Sigur că da. de aici se poate ajunge în orice punct al României mult mai repede decât din oricare altă zonă. Hai să zicem că și de la Sibiu se ajunge, dar bă, dincolo de toate Sibiu are momentul ăsta legătură pe autostradă cu vest, da, cu Ungaria mergi pe autostradă până la Deva, te dai jos, urci de alo la Făgetul, da? Dealul Făget, așa se numește. Pe urmă, când îl cobori, poți deja iarăși să te urci pe autostradă și din momentul ăla ieși din România pe autostradă. Treci de Lugo, jarat Timișoara, fără să mai ții cont de trafic și așa mai departe. De asemenea, un aeroport. Un aeroport este, zic eu, vital pentru orice business. Dacă cineva vrea să investească cu adevărat, nu vorbim de un restaurant sau de un butic la Brașov, vorbim de industrie și de alte lucruri, are nevoie de aeroport. Să aterizeze, să decoleze, să-și trimită mărfurile și așa mai departe. Asta e poveste. Urmează alegeri în Franța. Cum, cum se văd alegerile de la consulatul onorific de la Brașov? Mici scandaluri seamănă așa un pic cu România. Uh, alegerile de la consulatul din Brașov se văd uh, la fel cum se văd uh, de pe peste tot. Și permiteți-mi să mă opresc aici. Da, am înțeles, da. Noi insistăm, noi intrăm în amănunte. Vă înțeleg uh, diplomația uh, apropo de, de acest subiect. O informație, da, dacă încheiem uh, emisiunea că informații. Uh, Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români că există uh, o stare a urmarea atentatului din 14 spre 15 iulie 2016 de la NISA, starea de urgență se prelungește până în 15 iulie 2017 în baza unor legi adoptate de Parlamentul francez. Adică dacă intenționați să călătoriți în, în Franța, trebuie să țineți cont și de restricții și de alte lucruri. Nu sunt chiar complicate, dar nu trebuie să uităm. Există o stare de necesitate. Da, restricțiile de circulație și sunt convins că toți cei care au avut ocazia de plaseze atât cu avionul cât și, cât și, pe șosea, pe autostradă, nu creează probleme suplimentare mult mai dificile decât într-o perioadă normală. Dar timpurile sunt complicate, sunt complicate puțin peste tot și măsuri suplimentare nu pot decât să ajute să ne aștepte pe noi pe toți. Da, corect. Nimeni nu dorește să întâmple astfel de lucruri, că e vorba de Franța, Marea Britanie sau România. Nu este important. Important este să reușim să trăim normal. Cât se poate de normal în vremurile astea. Mulțumim frumos domnului Ion Ciolacu, consul onorific al Republicii Franceze la Brașov, pentru participarea la emisiune. Succes și în calitatea de președinte al Alianței Franceze și Poate ne vedem pe 14 iulie, nu? Vă mulțumesc pentru invitație și cu mare plăcere. Mulțumesc. Doamne domnișoarele, domnilor, sunt Dan Ghiță. O seară plăcută tuturor. Rămâneți alături de RTT.